Tragedie fără margini pentru o tânără de doar 19 ani. Aceasta împreună cu iubitul ei au fost surprinși de către un ursier în zona cascadei Caraiman pe traseul turistic Jepi Mici din Bucegi. Tânăra a fost atacată de către un urs, iar apoi târâtă într-o prăpastie. În urma unei sesizări primite prin intermediul unui apel 112, care ne semnala faptul că un urs a atacat o turistă pe traseul Jepi Mici, o patrulă de jandarmi din cadrul postului de jandarmi Montan Bușteni s-a deplasat în zona indicată. Au identificat un bărbat care le-a comunicat colegilor noștri că ursul a mușcat-o pe fata cu care se afla pe traseu și a târât-o într-o zonă unde el nu mai avea vizibilitate, dar bănuiește că au căzut într-o prăpastie. Lucrătorii salvamont ajunși la fața locului, au coborât în râpa indicată de persoana respectivă, au localizat victima și din păcate au constatat că este decedat. Bărbatul care însoțea victima a fost coborât în siguranță în orașul Bușeni de către jandarmii montani. Întrucât ursul a încercat în repetate rânduri să atace salvatorii aflați la fața locului, echipa de intervenție constituită conform ordonanței de urgență 81 din 2021 a hotărât împușcarea acestuia, lucru care s-a și realizat. Conform compartimentului relații publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și braconaj cinegetic.